Războiul din Ucraina a tulburat viața oamenilor din comunele de la Dunăre. Ignorați mereu de autorități, abandonați și uitați, oamenii au acum o grijă în plus, războiul de lângă ei. O grijă cu care trebuie să se descurce tot singuri, așa cum au făcut până acum. Au căzut drone în zonă, se aud avioane tot timpul, nicio problemă, spun autoritățile, băgați-vă în beci, că doar nu credeți că există buncăre sau măcar acolo niște minime explicații despre ce ar trebui să facă în caz de pericol. Unde să fugim? Buncăre, în ceva ne spune. Mâine în buncăre, am un beci. Și să mă bag un beciul ăla. Și cade și casa peste mine dacă dă aia o puternică așa. Se tem oamenii din comuna Nufăru, județul Tulcea, dar și din alte localități de la Dunăre de ce s-ar putea întâmpla. Sunt speriați mai mult de sărăcia din zonă sau de războiul de lângă casă. Se bazează mai mult pe Dumnezeu sau pe autoritățile din zonă. Războiul ăsta e o grijă în plus, cum ar veni, pe lângă câte aveam noi, mai aici... A mai venit și astea, nu e destul că eram săraci și aproape în faliment toată țara. Și aici sunteți și aproape, mai auziți că tot... Iarăscă Dumnezeu, doar mă uit aici, să vede de aici, Ismailul, Odessa, de la mine, de sus, de acolo, după deal, să vede tot. A stat într-o dimineață la 4 până la 6, numai rachete, cred că n-am avut timp să le rumă. Ce simțeați în momentul ăla? Cum? Bun Dumnezeu, mi-am luat și eu certificatul în buzunar, zic măcar atâta să-l am. Dacă buletinul pe 20 îl scot, măcar atât să am. Erați pregătit să plecați, să fugiți? Da, da, da. Câteva haine într-o geantă. În caz de ceva, acolo. O pâine, o bucată de slană și taie-o. Stăm cu teamă de când a început războiul ăsta cu rușii. Eu cel puțin sunt terminate. De ce? Ne frică, n-avem copii, avem nepoți. E foarte și aproape aici. Păi da, da, da. Facem. Nu ne așteptam la mai bine, că și la noi e post, chiar pe deal. Ce s-a întâmplat? A căzut una de aia, nu a fost pe aici. V-ați speriat, v-ați... Am auzit băbuitura. V-ați auzit-o. Și stați cu teamă că se poate întâmpla? Să nu fii pe zona noastră. Numai aici să nu stăm. Da. Doamne ferește. Ce să spui, vine să plâng. Ce să mai... Vreau să întreb dacă... Ce să mai cred. E teamă mai mult de ce se întâmplă în țară în ziua de astăzi cu sărăcia asta sau de război? De ce vă e mai teamă? De război sau de sărăcie? E, de război, că de sărăcie suntem învățați cu sărăcia. Da, seama că stăm cu teamă. Un pic frică asta că se poate întâmpla ceva. Da, da, da. Ne gândim așa câteodată, mai ales că se aude noaptea. Chiar și azi noapte s-a auzit la aici, aproape de noi. Ce se aude? Cum? Avioane, eu știu. Și e și relativ aproape aici. Întâmplă... Da. S-a schimbat un pic, nu știu, viața aici de când a început conflictul ăsta? E lumea cam speriat așa, care... Da, până la urmă... Asta este. Păi, ne gândim câteodată, dar asta e. Dar trebuie să, na, v-ați obișnuit așa, nu știu, cu zgomotele astea, cu... Ați văzut că a fost și o dronă oarecum. Da, ne-am speriat în seara aia când ne-a trezit din somn. Ne-am speriat și pe urmă au venit tot așa. Oamenii au verificat, au... Ați auzit exact? Adică s-a auzit... Da, chiar un vecin la mine acolo a avut camera de filmat și el a pus-o pe, pe ziare, pe, da, exact vis-a-vis de mine și s-a văzut și lumina unde a... Ați auzit și noastră bubuitura? Bubuitura, da, am auzit și când a trecut. Ce a zis în primă fază sau în primă... A zis că gata, vine la noi. Păi, și... Doamne, mi-e teamă, dar ce să fac? N-avem ce să facem. Păi n-avem, trebuie să răbdăm, ce să facem, ce-o vrea Dumnezeu. Dar stați cu teamă așa că se poate întâmpla ceva? Ei, mai stau așa că am auzit, dar nu știu cât un an nu se făcea, dar m-ai auzit Gabi? Da. Cred că trăgeau ăștia de aici, de la Curcus. Păi eu ce să le fac? Eu îmi venea de treaba mea. Vine, vine, păi ce să fac, domnule? Păi, da, e foarte aproape aici și... Da. Păi da, suntem pe de acolo. Păi acolo. Și unde ne evacuiați acum? Optim? Ne evacuați de aici acum? Depinde dacă ăștia au armată și puternică la Marea Neagră. Acum am văzut aseară la... Eu mai stau mai mult la televizor, la așa urmăresc, mi-a plăcut și o leacă de politică și... Că am văzut că a venit ăsta Zelenski la noi, la Iohannis, și are... Putin vrea să facă manevră ceva la Marea Neagră, nu știu cam ce detalii are, sau cum vrea să specifice
ce vrea să spună, trupa asta de comando care o are el așa și nu știu cam ce, vrea ce gânduri are, m-ați înțeles, nu? Cum e viața aici, cu războiul peste gard aici? Noi la noi aici sunt ruși, sunt aproape la 100 de kilometri, nu ne chiar așa de deranjăm, nu ne așa ce să zic, că a făcut cine știe ce zarbă sau nu știu, avem o armată și o, ce să zic, soldați foarte dotați la noi în România și au făcut aici manevre serioase, parașutism, gardă de corp, se antrenează pe mare, pe Dunăre la noi aici, mergând în pădure, avem asta, marina care a venit aici și la Mahmudi, acolo e un deal foarte puternic și fac exerciții de manevră. Nu, aici la noi... Stați cu teamă un pic că s-ar putea întâmpla? Nu. Nu. Viața decurge normal? Da, bineînțeles, nici n-am niciun stres, n-am nici nimic ca să mă deranjez sau să am tentative așa de... Așa ca să vezi că, Doamne, că... În suflet, Doamne, că sunt singurică, văduvă și... Ce să mai spun? Că, când eu ce privesc la televizor, mă apucă groaza, dar dacă mai vine și piste așa... Și ești foarte aproape aici de dumneavoastră. Foarte, 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 foarte. Sunt în comuna Nufărul, aici m-am născut, aici am crescut, aici părinții mei deja s-au dus, s-au petrecut. Bărbatul meu deja, sunt văduvă de vreo 17 ani, eu am ajuns la anii mei care mi-e teamă. Mi-e teamă. Se mai audă, ați văzut și cu drona când a... Da, cum, da, acolo la pădurea. Cum? Cum? Suntem aproape, suntem, domnul. Stați așa cu teamă, dar ce să... Ce... Aici, în suflet. Și unde să ne ducem, unde să ne ascundem, unde să fugim? Unde să fugim? În buncăre, în ceva, ne spune. Unde în buncăre, am un beci. Și să mă bag un beciul ăla. Și cade și casa peste mine dacă dă aia o puternică așa. Că e mai puternică ca noi oamenii. V-ați făcut ceva provizii cum... Da, nu v-ați... Nu, nu. Dumnezeu cum vrea. Acum cum vrea bunul Dumnezeu. Dacă nu știu, dacă stați cu teamă din cauza... Păi normal că stăm, că tot zice că să ne ascundem în beciuri. Dar ce îmi dă mea beciu? Ce protecție? Deci dacă... Unde să mă ascund? Aveți beci? Aveți ceva pregătit? Am un beci, da. Cu tablă, cu internet, cu... Ce să fac și eu? V-ați băgat acolo în el să probați? Nu, 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 nu. Da, de ce? Cam auzit că și al... Nu știu, când acum, în zilele următoare... Adică a trecut două serie, o seară. Am auzit că... Stați cu teamă din cauza războiului. Da, normal, că... Da, la chilia, la faur... Nu știu cum a zis acolo, Doamne, zic, ce, că pe unde eu? Pe păduri, pe unde mă duc? N-aveți să vă... Na, unde Dumnezeu? S-a schimbat așa oarecum viața de când a început războiul aici aproape? Adică stați mai cu teamă, mai... Mai cu teamă, toate se scumpesc, toate așa. Păi e teamă mai mult de sărăcie sau de război? De amândouă. De amândouă, sunt sigur de asta. Păi... Uite, cauți de muncă și nu găsești, eu, aoleu, tocmai pe 20 scop buletinul. Ți-i frică la orice moment. E și foarte aproape aici, tot ce... Foarte aproape, a căzut una la vreo 3 km aici ultima dată. Ați auzit, ați auzit? Dimineața s-a auzit până asta. Ce ați zis acum? Asta e treaba, este un depozit acolo de armament și asta. Și a intervenit teama asta, nu știu, frica? Da, oricum. N-ați văzut Ucraina, acum a început cu Elanț, toată lumea. Normal că sunt cu teamă. Frica că se poate întâmpla oricând ceva, că... Da, mi-e teamă, sigur. Nu s-a întâmplat până acum ceva așa, dar vă e teamă de războiul ăsta? Da, e și normal că e aici, cât e peste Dunăre la Chilie. S-a schimbat așa o viața de când a început războiul ăsta aici, adică... A apărut frica asta. Da, pe și normal că stăm cu frică. Păi e aproape, ce din spate, Dunărea. Atât. Păi da. Păi teamă, stați așa cu frică? E, frică ne frică, asta e. Ce putem? N-avem ce să facem. Păi da, ce să... Eu ce pot să fac? Vine aia... Dă o bombă de aia și
A dus naibilor tot. Asta e problema. E și foarte aproape aici de dumneavoastră. Păi da, e Dunărea de sparte. Ori războiul, noi n-avem nicio putere. Aici așa. Da. Și cum a spus, este și aproape aici și de unii și de ceilalți. Da, cum a căzut drona la nici 3 km de casa noastră. Putea să cadă peste noi sau, mă rog. Cum a fost? Ați auzit? Ați... Ce s-a întâmplat? Cum a fost? Da, am auzit, dar pe moment nu am realizat ce s-a întâmplat, pentru că mai e cariera la Tulcea, mai, când mai tare se resimte. Deci, pe moment nu. Ați auzit o bubuitură, bănuie, sau ceva? Așa, și un pic geamurile s-au scuturat. Dar în rest nu a fost, dar faptul că a căzut aici... Atât de aproape, da. Atât de aproape, lumea intră în panică. Foarte aproape aici, acum ar veni peste gard. E războiul și... Păi e foarte aproape, dar... N-ave ce... Păi, strângem din umeri și gata, cu vrea, cu bunul Dumnezeu de sus ăla din cer. Nu avem cum să ne opunem, nu avem ce să... Nu, nu. Din partea mea, noi suntem mici. Dacă mai auziți așa zgomote, ce faceți? Mai... N-aveți ce să... Unde să vă... Ce să... Vă e teamă mai mult de sărăcia din ziua de astăzi sau de război? Ce vă sperie mai mult, sărăcia sau războiul? Război. Război. Doamne, că am copii, am nepoți, am 4 nepoți, am copiii mei și pentru ei, de acum... Pentru mine, zic, ce-o vrea Dumnezeu, dar pentru copii și pentru nepoții mei. Eu am trecut din 57, de când sunt născută, eu am trecut și prin multe, și prin grele, și prin hătul, și cu Ceaușescu, și cu hătul. Și acum a prins și un război aici, aproape. Și acum aproape. Știți ce vreau eu? Pentru copiii ăștia, pentru nepoți, pentru... Pentru nepoți, pace și liniște tare aș vrea. Da, noi de acum. Să se termine cum ar veni cu bombele. Da, cu... da. Tare aș vrea, tare aș vrea. Da, Dumnezeu, să dai liniște odată, nu știu. S-au răscolit și acolo în Israel, s-au răscolit și în toate părțile cele. Ce se întâmplă, doamnă, cu noi până la urmă? Așa? Nu știu. Nu știu, dar pe mine mi se cutremură picioarele. Părinții mei au fost așa, tatăl meu, că eu sunt provenit aici, adică tatăl meu a fost la Auschwitz, a fost în lagăr cu concentrare, a făcut război, primul război mondial, 44-45, și am învățat ceva, câte ceva, și mi-am tras concluziile că nu-i chiar așa. Sărăcia, cum a spus, ne-am obișnuit dată. Ce ne-am obișnuit, da. Uite, nu se mai face nimic în grădină, să punem ceva, trebuie să punem apă. Apa e scumpă și uite, mai cumpărăm când avem bani. Și de războiul ăsta voi un pic teamă, adică stați așa cu... Un pic, chiar mai mult. Mai mult. V-ați pregătit, nu știu, ceva, provizii, aveți ceva pregătit așa sau nu? Buncărele astea, v-a spus cineva pe un... Nu. Nu v-a explicat nimeni de buncăre, ce să faceți? În orice caz că... Sper să ne apărăm, să ne muncim, să... Care a fost pe... Așa, și-a făcut... Și a făcut armata, eu să mulțumesc că am făcut și la asta, am făcut la canalul la Ceaușescu, acolo am văzut multe crime și fel s-au întâmplat fel de toate tâmpelile, nu e problemă, crime am văzut foarte mult și nu m-a deranjat și niciodată și nu m-a luat. Și a rămas așa cu zic, sufletul ăla, zic, cu inima împăcată și nici nu mă derutează și nici nu mă... În concluzie, nu vă sperie războiul, nu vă e teamă, nu stați cu... Nu, mi-e teamă că astea circulă și așa și cred că sper că la Marea Neagră, sper că astea e dotat foarte bine și are tot ce ne trebuie la noi. Și avem armamentul foarte puternic. Nu, cred că spune ăștia că nu avem, adică că ce vreau să spun că țara noastră e mică, e puternică, e dotată. Eu așa sper după așa. Dar am vorbit și cu vecinii noastră, speriați un pic de război, care stau cu teamă, care stau... Nu, eu îmi ziceți. Sunteți mai curajos sau mai... Așa depinde după firea omului, așa și cum astea sunt posibilitățile, zic, eu să zic că sper că 90% sunt foarte bune, adică așa ce mă gândesc eu, nu că cum a dat ăla, cum a fost războiul din Nagasaki și Hiroshima, când a dat ADN la ei, 44-45, atunci cu gazele toxice, știți, nu, poate știți, așa, zic, eu și-am mai citit eu cărți, mi-a plăcut să citeam foarte multe și nu prea așa la filme, stau numai care îmi convine, de pe timp așa și după războiul 44-45 eram cu Balcani, eram foarte interesat să vedem cam ce se poate întâmpla și se poate, așa este cum a făcut gazele toxice, că ați văzut că mergea omul și cădea, știi, gazele, da.
când mai auzi câte o bubuitură așa, băi, trebuie să sperii eu, că eu sunt și singur. Ați auzit așa câte o bubuitură de asta? Am auzit, și că a dat la Curcuz acolo, la unitatea aia militară. Acolo? Da. Ați auzit atunci? Da. Ce a zis că se întâmplă? Ce vă? Ce să mai zic? Au venit băieți de acolo și au spus că a dat o bombă. Mă, nu știu, vă sperie războiul ăsta care e aproape aici? Ar trebui să mai fie lumea mai bună, să nu fie cu răutate. Bine, nu mă tem. De ce, doamne? Nu. Dacă, nu știu, dacă se întâmplă ceva... Dacă se întâmplă ceva, plecăm. Dar nu stați cu teamă, nu vă sperie războiul ăsta? Nu. Sunteți mai curajoasă sau... E o leacă. Ne este frică, da. Da, chiar. Aveți și un copil? E... Aproape. Da, chiar doi am și câteodată ne gândim că dacă e ceva să luăm, să plecăm, da, unde și cum? Buncăre ceva, v-a povestit de la primărie ceva despre ei? Păi nu ne-a ne-a povestit așa nimic. De la Tulcea, în schimb, a pus pe Facebook unde poate să adăpostească lumea. Uitați de muncă, războiul aproape s-au strâns toate. S-a mai început și pe Israel. Da, pe asta, că mă uit pe TikTok-ul ăla acolo. Eu știu ce Dumnezeu, că eu sunt fan la TikTok. Ce vă place la TikTok-ul ăsta? Ce? Fiindcă dau toate pe față. Nu ca la radio, ca la televiziune, ca la... și văd și filmări care nu se dau, mai multe. Dacă vine, vine. Ce faci? Ce zbaci? Stau acasă și gata. Nu, dar nu stați cu teamă că se poate întâmpla? Nimica, nu mi-e frică de nimica, de nimica nu mi-e frică. Stați liniștit așa, nu? Ce are Dumnezeu grijă de noi, asta e. Ce faceți dacă vă treziți cu... Păi ce să fac? O iau la fugă. O luați la fugă, ca ceva... Vă e teamă mai mult de sărăcia asta din ziua de astăzi sau mai mult de război? De ce e vă mai mult teamă? Băi, de război mai mult. Mai mult de război. Da. Sărăcia ne mai descurcăm. E, aia cu sărăcia mai dă la o bucată pâine, mai dă la pâine, dar așa cu războiul ce faci? Vine, dat o bombă de aia și a terminat cu totul. A văzut că am mai început și până Israel, pe acolo ceva. Da. Unde ajungem așa, cu atâtea războaie? Unde? În pământ.